Dacă ar fi să concentrăm toată esența într-o singură idee, am și terminat predica și am putea spune amin și ne-am luat de-o grijă. Să faceți voi oamenilor tot ce voiți să vă facă ei vouă asemenea. Adică, în momentul în care vrei respect, trebuie să mustești de respect. În momentul în care vrei iubire, trebuie să mustești de iubire. În momentul în care vrei apreciere, trebuie să apreciezi. Sfântul Efrem Siru folosește o istorioară, așa, un fel de cuvânt interesant, în care pune următoarea întrebare. Ce ochi văd cel mai bine? Sau care sunt cei mai preferați? Și unii spun ochii albaștri, unii spun ochii căprui, unii ochii negri, unii ochii verzi. Și Sfântul Efrem Siru spune, nu. Ochii care văd cel mai puternic sunt ochii invidiosului sau zavisnicului, că aceia întotdeauna vor vedea totul cu dioptria deformată. Dacă ai făcut rău, el poate să vadă și mai rău. Dacă ai făcut bine, el poate să vadă și mai mult decât rău. Ca prin acest lucru să demonstreze sau să acopere că răutatea lui are un temei. Și de aici ne oprim la ceea ce de multe ori auzim pe oameni vorbind. Ei spun simplu când se spovedesc. Am clevetit. N-ai clevetit. Ai făcut mai mult decât atât. Una din vămile cele mai periculoase este vama vorbirii în deșert, sau vama clevetirii, sau vama vorbirii de rău, dacă vreți să-i spunem așa. Părintele Nicodim Mândiț o cataloghează ca fiind puntea suspinelor, pentru că foarte puțin trec de aceasta, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos a spus în Evanghelie așa. Pentru tot cuvântul deșert veți da socoteală și vi se vor cântări la judecată chiar și gânduri. Ei, închipuieți câte gânduri trec prin mintea noastră când suntem nechipzuiți sau ne atenți sau ne enervăm sau ne consumăm. Asta dovedește încă o dată, deci repet, asta dovedește încă o dată că noi suntem în incertitudinea sufletească dintre rău și bine, sau suntem în incertitudinea sufletească dintre realitate și neadevăr. Pentru că atunci când îți dai cu părerea într-o soluție, trebuie să ai trei mărturii. Baza problemei, conținutul problemei și problema în sine. Și ne ducem pe ceea ce numim noi astăzi, dacă e vorba să ne facă nouă oamenii bine, ce înseamnă bine. Părintele Paisie Olaru avea o vorbă. Să nu crezi tot ce auzi. Este primul lucru care te detașează de ceea ce înseamnă vorbirea de rău. Noi spunem așa. Nu judeca. Dar sunt și câteva forme de nuanță care te pot împinge și spre constatare și spre analiză. În momentul când dai un creștin în fața ta, un om oarecare, că noi nu stăm să identificăm, și spui, acest om fumează. E o constatare.